Vorbim astăzi despre un jurnal de călătorie. Ne plac jurnalele de călătorie, așa cum ne plac călătoriile, de fapt, și stăm după aceea și ne gândim ce am văzut, ce am simțit, ce a rămas în urma drumurilor noastre. Ei, jurnalul de călătorie pe care îl vom prezenta astăzi este un jurnal aparte. Mai întâi că este scris de Nikos Kazantzakis, cel care cu siguranță vă duce cu gândul la Zorba Grecu, și apoi pentru că, spuneam, nu e un jurnal ca oricare, fiindcă este căptușit de foarte multă filozofie, de foarte multă meditație. Imaginile nu sunt doar turistice, ci încărcate de istorie, de, cum am spus, filozofie, de gândurile scriitorului. Sigur că ceva s-a păstrat din acel Zorba Grecu sau viața lui Alexis Zorba și în acest jurnal de călătorie, pentru că, firește, e același scriitor. Dar păstrând meditația și argumentele și elementele surprinzătoare ale povestirii, Nikos Kazantzakis ne prezintă însă imagini pe care poate că noi, cei ușor trecuți repede prin această lume prin care pășim zilnic, nu le vedem. Așadar, detaliile îl interesează, îl interesează relația oamenilor cu zona din care stau și mai ales cu istoria. Vom colinda prin Italia, Egipt, Ierusalim, Sinai, Cipru și Morea, alături de acest plăcut însoțitor care este Nikos Kazantzakis. Și anume, vom vorbi mai întâi despre piramide. Piramidele sunt un fel de a rămâne în istorie al egiptenilor, și ei se gândesc că viața întreagă nu valorează cât ceea ce rămâne după ei prin aceste piramide. Iată ce spune autorul apropo de egipteni. Senzualitatea, sclavia, violența care încolțesc atât de armonios în acest umed, cald pământ, tot mai fecund, înconjurat de înfricoșătorul pustiu. Moartea se află peste tot. Dacă privesc dincolo de frunzele verzi, vor vedea pustiul. Dacă încetează o clipă să lucreze disciplinat toți împreună, fluviul îi va înneca. Dacă se ridică împotriva stăpânilor, sunt pierduți. Egipteanul, căci de el este vorba, în afară de rare clipe din istoria lui, niciodată n-a avut ca ideal libertatea. În viața politică se supunea conducătorilor, în artă urma cu fidelitate regulile consacrate, în gândire tradiția veacurilor. Una singură a fost în mii de ani marea lui pasiune, să învingă moartea. Să-și continue viața și după moarte, aceeași leită, să găsească o metodă de a-și conserva cadavrul ca să-l recunoască sufletul său și să-l ia din nou în stăpânire. Casele și palatele sunt din pământ, pentru că sunt corturi vremelnice, dar mormintele sunt din piatră dură, pentru că sunt locuințe veșnice. Aceasta este ideea egiptenilor, egipteanului, cum zice Nikos Kazantzakis, despre viață și moarte. Ei, și o întâmplare frumoasă, drăguță, și anume, un grup de americani a pus pariu cu un felah. Dacă el urcă și coboară piramida în 6 minute, îi vor da o jumătate de liră egipteană. Nefericitul, zvelt, înfometat, se avântă și se cațără cu disperare pe blocurile mari de piatră, acum pare că sare, acum că dispare, ajunge în sfârșit în vârf și îndată se repede iarăși în jos, rostogolindu-se și coboară. Americanii țin ceasul în mână și măsoară timpul. Omul, cu răsuflarea tăiată, sosi, se prăbuși grămadă la picioarele lor și ridică imediat capul gâfâind. Dar americanii câștigaseră și plecară râzând în hohote. Felahul începu să plângă, iar eu i-am spus unui arab care era cu mine: zi să ia niște pietre și să le spargă capul. Dar arabul râse: de ce? Au dreptate domnii să nu-l plătească.
a pierdut. Și acum tâlcul, dar de ce să râdă? Și răspunsul, câștigătorii râd întotdeauna. Ei, mergem mai departe, vorbeam că de Ierusalim și anume de Mormântul Sfânt. Placa mare de marmură care acoperă pământul unde l-au întins pe Hristos la coborârea de pe cruce este lustruită, roasă de sărutări. De veacuri tot cade omenirea pe ea și o sărută și o roade. Ating placa ușor cu mâinile și apoi își freacă fața și gâtul de trei ori. Dacă în fiecare mie de veacuri, spune Buddha, trece o aripă de păun pe un munte de granit, va veni ziua în care muntele va fi ros și va dispărea. La fel au ros nenumăratele picioare ale credincioșilor, plăcile acestei biserici, ale curții, mormântul lui Hristos, stânca Golgotei, piatra pe care a rostogolit-o îngerul, au fost roase de buzele oamenilor. Pornim mai departe, insula Afroditei, adică Cipru. Cipru este adevărata patria Afroditei. Niciodată nu am văzut o insulă cu atâta feminitate, niciodată nu am respirat un aer atât de plin de povețe primejdioase, nespus de dulci. O ușoară letargie mă stăpânește, picoteală și plăcere și asfințitul, când se lasă soarele și suflă dinspre mare ușoara adiere, iar micile caiace se leagănă puțin în vânt, în dreapta și în stânga și se revarsă spre țărm copiii mici cu iasomie în mână, inima mi se descinge și se predă Afroditei. Un adevărat poem în proză, apropo de Cipru și insula Afroditei. Despre farmecul Spartei. Oare câmpia aceasta a Spartei chiar este atât de senzuală și de tandră? Oare leandrii și lămâii ei chiar miros atât de îmbătător? Sau tot acest farmec țâșnește din prea iubitul, mult rătăcitorul trup al Elenei? Sigur, Eurotas nu ar fi avut harul seducător de astăzi dacă nu s-ar fi unit, afluent al Elenei, cu nemuritorul mit. Pământuri, mări, râuri se unesc cu mari nume iubite și se varsă nedespărțite în inima noastră. Pe unde a trecut creatura dorinței unui mare poet, Elena, Prometeu, Desdemona, pe acolo malul înflorește veșnic, piatra strigă veșnic, salcea se pleacă și se înneacă veșnic în râu. Părăsim Sparta și ajungem în Grecia. Îl ascultam și cu greu îmi stăpâneam emoția și bucuria pe cel care prezenta. Acestea sunt sufletele vii ale Greciei. Treci prin orașe și sate, vorbești cu mii de oameni și inima îți bate să pleznească de supărare și rușine. Așa a ajuns sângele nostru, negustoraș, neghiob, viclen, pismaș, hoț și pe neașteptate sare înaintea ta un suflet care a ajuns pe piscul misiunii grecești, aceea de a uni voinicia și cunoașterea, patosul și jocul și atunci respiri deodată adânc, îți revine încrederea în sângele tău, în profunda convingere că neamul acesta nu moare ușor. Neamul grecesc a fost dintotdeauna, este încă neamul care are mare privilegiu periculos de a face minuni. Ca toate neamurile puternice, cu mare rezistență, și cel grecesc poate să ajungă pe fundul prăpastiei și exact acolo, în clipa critică, unde neamurile neputincioase se prăbușesc, acolo se săvârșește minunea. Își mobilizează toate virtuțile și sare dintr-o dată, fără stații intermediare, pe vârful izbăvirii. Această săritură spre înalt, bruscă și neprevăzută de logică, se numește minune. Și finalul cărții, apropo de Grecia, pentru că volumul se încheie cu, m-ați văzut cu Grecia, căutați în dumneavoastră, ne spune autorul, toate forțele pe care vi le-a dat Grecia, munciți zi și noapte și veți reuși să faceți un vers plin de substanță și o formă desăvârșită. Îmi place să simt și eu câteodată că sunt unul din acei mulți, spune Kazantzakis, și vremelnici fruntași ai elenismului și ca să înainteze, elenismul trebuie să treacă și prin mine. Ei,
Acestea sunt niște frânturi din jurnalul de călătorie al lui Nikos Kazantzakis. Trebuie citit cu atenție și cu răbdare, pentru că trimiterile sunt foarte multe la mitologia antică, la toate minunile lumii antice pe care noi le știm sau nu le știm, la ceea ce a mai rămas din ele, și neapărat înarmați-vă în momentul în care o citiți cu tot ce știți despre filozofie, istorie și toate celelalte, pentru că vă va solicita cartea acest lucru. Ei, toate acestea fiind spuse, plus, așa cum am spus, răbdarea și lectura, vă vor aduce imagini de nedescris, de cu o simțire extraordinară, așa cum am spus, despre Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru și Morea. Sunt călătoriile unui om foarte citit, sunt călătoriile unui suflet sensibil și a unui scriitor pentru care detaliu, istoria și detaliu, care fac casă bună, sunt apanajul său. E o carte excelentă pentru o după-amiază de vară sau de iarnă, de ce nu, și o carte care te îmbie la călătorie. Jurnal de călătorie, Nikos Kazantzakis.